Aș vrea să vă întreb, apropo de trenduri și ce ați discutat, dacă trendul, să zicem, al internetului și al unei noi libertăți a presei are legătură cu lupta aceasta împotriva obsolescenței programate. De creșterea se întâlnește undeva cu lumea virtuală, cu aspectul ăsta digital al noi lumi, noilor generații? Poate repetați întrebarea, vă rog? Adică, cum se întâlnește decreșterea cu lumea virtuală, cu digitalul, cu internetul? Este o soluție pentru... pentru... Sûrement pas, parce que, contrairement, alors, c'est effectivement, c'est une objection qui a été faite. On a dit, bien sûr, les ressources de la planète sont limitées, mais la production, les nouvelles technologies sont basées sur la production immatérielle. Eu aș spune cu siguranță nu. Asta este adevărat că s-a argumentat că resursele planetei sunt limitate și că noile tehnologii aduc producția într-o zonă imaterială. C'est une imposture. Et la petite vidéo de tout à l'heure nous l'a bien montré. Internet est l'un des plus gros consommateurs maintenant d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Et toute cette nouvelle économie dite immatérielle, d'une part, elle a une base de fonction. Bien sûr, nous, quand on pianote sur l'ordinateur, on n'a pas l'impression de faire de la consommation matérielle ni du produit matériel. Însă este o impostură, pentru că, așa cum am văzut și în filmulețul de mai devreme, internetul este cel mai mare consumator actual de energie și cel mai mare emițător de emisii cu efect de seră. Așadar, chiar dacă această economie este văzută ca una imaterială și virtuală, când lucrăm la un calculator, nu avem senzația, într-adevăr, că consumăm energie și că producem emisii. Mais tout cela repose sur une infrastructure que nous ne voyons pas, mais qui, elle, est très consommatrice de matières premières, de métaux rares, d'énergie. Însă internetul se bazează pe o infrastructură pe care noi nu o vedem, nu avem în fața ochilor, dar care consumă foarte multă energie, foarte multe metale prețioase. Et alors, certaines statistiques qui ont été produites pour démontrer, pour faire croire que la nouvelle économie était économe en énergie et en matériel, sont en fait biaisés par le fait que toute une partie de la base matérielle de cette économie n'est plus produite dans ces pays-là, elle est produite ailleurs, et sont particulièrement en Chine. Și statisticile care au arătat că această nouă economie imaterială nu consumă energie și nu este responsabilă de emisii, sunt de fapt subiective, pentru că ele nu iau în calcul faptul că baza materială respectivă nu mai este produsă în țările acelea, acum ea se produce în China, nu se mai vede în țările lor. Donc, on peut produire des statistiques qui peuvent démontrer que la production, par exemple, d'un pays comme les États-Unis, l'impact matériel, donc l'empreinte écologique de cette production, aurait diminué éventuellement ou n'aurait pas augmenté proportionnellement à l'augmentation du produit intérieur brut, mais c'est tout simplement parce que les produits consommés par les Américains, l'impact matériel des produits consommés par les Américains, ils sont reportés en Chine, d'où ces produits sont importés. Și poate că statisticile din Statele Unite ar putea arăta că amprenta ecologică a produselor pe care le consumă americanii a scăzut sau măcar nu a crescut în aceeași proporție cu creșterea PIB-ului. Însă acest lucru este fals, pentru că impactul material al acestor produse este acum raportat în țările unde ele au fost produse, în China. Pour l'essentiel, on peut dire que nous exportons massivement notre pollution. Cu alte cuvinte, ne exportăm în mod masiv poluarea.